dragi spectatori, bine v-am găsit! M-am agățat de viață și de dorința de a trăi și Dumnezeu mi-a ascultat rugămintea. Probabil că mai aveam ce face pe pământ. Invitata mea de astăzi este avocat și scriitoare a două cărți memorabile, Amintirile unui avocat despre lumea justiției și Să trăim cu bucurie, un roman autobiografic în care fiecare literă poartă amprenta autoarei, dinamismul, rafinamentul, eleganța, dar mai ales bucuria de a trăi. Bine ați venit în emisiunea Portret de Excelență, doamna avocat Cecilia Maran! Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru această invitație! Mă onorează și mărturisesc că această prezentare pe care mi-ai făcut-o m-a emoționat aproape până la lacrimi. Doamna mulțumesc avocat. Încă o dată. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației noastre. Știți foarte bine cât de mult vă prețuiesc. Ne cunoaștem de foarte, foarte mulți ani. Iar dumneavoastră sunteți avocatul model atât pentru mine, cât și pentru toți colegii noștri, fie că sunt avocați sau doamne avocat. Ce bucurie, Mihaela, că îmi spui lucrurile astea. Ce bucurie! Ce poate fi mai mult pentru un avocat și de-al minter pentru orice profesionist, decât să se știe că a fost admirat la timpul potrivit de cei mai tineri și că poate să viseze că a fost chiar un model pentru cei care vor urma și care vor face aceeași profesie. Doamna avocat, vreau să le spun telespectatorilor că sunteți un povestitor cum rar întâlnești. Bine, oratoria care v-a încununat viața frumoasă de cariera profesională și iată, pasiunea, pentru că dumneavoastră scrieți și ați scris două cărți reprezentative, așa cum am spus la începutul emisiunii. Cum ați îmbinat dumneavoastră profesia de avocat cu scrierea? Poate că o să surprindă telespectatorii. Eu nu am scris dintotdeauna, din păcate, așa cum sunt alți mari, mari profesioniști care în același timp au fost și scriitori sau dramaturgi. De exemplu, dramaturgul meu preferat este doctorul Cehov, da, care trebuie să amintim unor telespectatori faptul că toată viața a profesat medicina și în același timp, după opinia mea, a scris profitând de cele observate în cadrul profesiei de medic, a scris minunat acele piese celebre pe care presupun că și peste 100 de ani, exact, oamenii le vor vedea cu aceeași bucurie, cu aceeași plăcere și nu numai piesele de teatru. Toată literatura, proza, povestirile minunate, exact, ale doctorului Anton Pavlovich Cehov. Și pentru că tot a venit vorba de profesioniști într-un domeniu și oameni care au scris minunat, hai să-l amintesc aici pe unul din iubiții mei scriitori din vremea copilăriei, aș spune, l-am descoperit pe la 11-12 ani, doctorul Cronin. Deci se poate minunat îmbina profesia, indiferent care ar fi ea, cu aceea de scriitor. Eu am început să scriu destul de târziu, chiar târziu, spre sfârșitul, ca să zic așa, al profesiei, în 2019, observând interesul deosebit al marelui public telespectator pentru toate spețele care se dezbat mai nou la televizor înainte de a fi soluționate în sala de judecată, m-am gândit să pun pe hârtie și am publicat această cărticică subțirică cu impresii despre procese care mi s-au părut deosebite. De-a lungul vremii
am mai scris și am și publicat în diferite antologii, da. Uneori și pe online la juridice.ro, la da. Noi, așa, am publicat diverse povestiri care țin tot de lumea noastră a justiției. Sigur că am mai pus uneori puțină cărniță pe un personaj sau Sigur. Altul, dar nu numai. Dar... Și a ieșit, zic eu, o cărticică care a interesat pe toată lumea. Așa este. Doamna avocat, să ne întoarcem în devenirea dumneavoastră, Sigur. Pentru că este foarte important să ajungem în locul natal unde v-ați născut, unde ați petrecut anii poate cei mai frumoși din viață, să vorbim despre tatăl dumneavoastră, despre mama dumneavoastră, dar în primul rând despre mama mare, Rosetta. Vai, ce, cât mă bucur că ai reținut din această carte. Da. Am iubit-o enorm pe bunica mea, pe bunica Rosetta. Eu m-am născut imediat după terminarea războiului, întâmplător în orașul Adjud, județul Vrancea. Exact. La 6 luni am plecat în Câmpul Lung Mușcel și pentru mine, o să-i supăr pe moldoveni, dar pentru mine orașul meu este orașul Câmpul Lung Mușcel, unde am trăit de la 6 luni, la început în casa bunicei mele, Rosetta, și apoi, pe la 7 ani și jumătate, ne-am mutat într-o casă frumoasă, în altă parte. Bunica Rosetta a avut o influență covârșitoare asupra formării mele în copilărie și în adolescență, pentru că a murit când aveam 19 ani. Da. Bunica Rosetta terminase pensionul, făcea parte dintr-o familie, hai să zicem, pricopsită bucureșteană de negustori și s-a îndrăgostit de bunicul pe care eu, din păcate, nu l-am cunoscut, care era tipograf la Câmpul Lung Mușcel. S-au căsătorit împotriva voinței familiei, care socotea că nu se face ca o tânără care a făcut pensionul la maici, care a trăit în anumite condiții, să se mărite cu un tipograf. Și totuși s-au căsătorit. Din păcate, căsătoria lor a ținut puțin, pentru că bunicul la 36 de ani a răcit, așa, cum să murea pe vremea aia foarte ușor. Și bunica singură l-a crescut cum a putut pe tatăl meu, Gheorghe Constantinescu, Gheorghe Constantinescu, cunoscut în orașul Câmpul Lung Mușcel, drept Gigel Constantinescu, pentru că tata, care de asemenea a avut o influență benefică asupra mea, lucra la Casa de Cultură din orașul Câmpul Lung Mușcel. Trebuie să vă spun, aceste case de cultură aveau un rol, aș îndrăzni să spun, covârșitor în educarea poporului român, care era destul de simplu în marea lui majoritate. Exact. Lumea era după război, era sărăcie, era o vreme plină de restricții, ca să zic așa, și atunci Casa de Cultură chiar era o pepinieră, oamenii mergeau și mulți se alfabetizau și încercau să își acopere aceste goluri. Ăsta a fost unul din lucrurile pozitive ale statului socialist. Tata făcea un lucru extraordinar la Casa de Cultură. El și-ar fi dorit să fie actor, așa cum au fost ceilalți din familia lui. N-a putut să ajungă actor, nici n-a încercat măcar. Tata s-a limitat doar la terminarea unui liceu, dar trebuie să recunoaștem, dragă Mihaela, că pe vremea aceea era cel mai important. Era extraordinar de serios înainte de război și de fapt chiar și după aceea, pe vremea tinereții mele și a copilăriei mele,
liceu însemna foarte mult. Da, să ajungem la școala generală. Unde ați... Școala generală am făcut-o, sigur, la Câmpulung. Apoi, liceul a fost o piatră de încercare. Uite, n-am scris despre lucrul ăsta în romanul meu autobiografic. Și pentru că am spus un lucru bun legat de statul socialist, acum am să vă spun un lucru. În Câmpulung erau multe licee, dar licee de profil. De exemplu, liceul de contabilitate, liceul sportiv, liceul miner și așa mai departe. Erau multe licee, dar exista un singur liceu de cultură generală. Da. Și în Câmpulung, la momentul în care eu am dat admiterea la liceu, vreau să vă spun că populația, pentru că apăruse ARO, populația Câmpulungului se împătrise, ajunsese la 40.000 de locuitori. Da. Da. Și în acest context, sigur că erau mulți, mulți copii care doreau să dea admiterea la liceu. Și acum ce nedreptate vreau să spun? Erau 180 de locuri, din care vreo 70 de locuri erau pentru copiii de muncitori. Vreo 60 și ceva de locuri erau pentru copiii țăranilor. Da, da. Și doar restul, 35 de locuri pentru copiii de intelectuali. Gândiți-vă cum era să fim sute de copii care doreau să facă un liceu de cultură generală. Era și liceul pedagogic, unde era mare dar lucru. Dar chiar și așa, dumneavoastră, ați intrat și la liceul Dinicu Golescu din Câmpulung. Și am făcut liceul Dinicu Golescu din Câmpulung, unde am avut profesori străluciți. Și când s-a născut dorința de a merge către Facultatea de Drept? Cum ați ajuns aici? Cu dorința... E o poveste în spatele acestei... E o poveste. În toți acești ani de liceu, eu am jucat teatru la Casa de Cultură. De teatru făcea... Tata era și regizor și actor. Și am jucat teatru la Casa de Cultură. Cântam, am făcut și niște ore de canto cu directorul liceului de muzică din Câmpulung Mușel, care era un prieten apropiat al tatălui meu, și atunci recitam și tata mă lua să joc nu numai la Casa de Cultură Teatru, la liceul pedagogic, la mine la liceul Dinicu Golescu. Așa că aș îndrăzni să spun că până la 18 ani, când am terminat liceul, aproape că nu era săptămână ca să nu fi avut la sfârșit de săptămână undeva un spectacol de teatru. Da. Sigur că visul meu era acela de a deveni actriță. Actriță, da. Pe de altă parte, visul dumneavoastră, dar destinul v-a dus în altă parte. Așa. Dar, doamna avocat, să nu uit, profesia noastră ne oferă posibilitatea și libertatea de a putea să jucăm orice rol pe scena vieții. Absolut. Așa că, indiferent de sigur, momentul acela sigur care... Sigur că da, nu? Sigur că da. Păi asta m-a și îndemnat să ajung la din drept. Da. Prietenul tatii, directorul liceului de muzică, care nu avea copii, socotea că eu sunt un talent extraordinar și visa pentru mine să dau la conservator. Iată. Eu parcă optam pentru socotind că nu e vocea mea atât de bună încât să ajung o divă ca Maria Callas, să zic. Exact. Și în aceste condiții m-am dus să dau la teatru. Am făcut o pregătire de 2 luni extraordinară. Uite, ăsta era un alt lucru bun al vremii. Timp de 2 luni de zile făceai o pregătire gratuită cu un actor de la IATC. Foarte important acest. Noi am fost 2200 de candidați și am fost selectați 180. Da. Eu, de exemplu, am fost la clasa doamnei Sanda Manu. Și doamna Sanda Manu, care trăiește și astăzi,
și este o bucurie pentru noi toți, a format atâtea generații de actori, doamna Sanda Manu socotea că eu și Paul Cristea Avram din acel grup o să intrăm în acel an, era primul an. Unchiul meu, Corrado Negreanu, spunea, nu, draga mea, trebuie să te pregătești, de ce nu mi-ai spus? Dai anul viitor, nu vreau să fii dezamăgită, toată lumea... Și a avut dreptate? Dat... A avut dreptate. A avut? Eu știu, într-un câtva. Eu am fost totdeauna categorică, sunt berbec, de. Și am zis, ori am talent, suficient talent, ca să ajung o mare actriță, ori dacă nu, mai bine fac altceva. Da. Și m-am dus și am luat note uriașe în prima etapă de preselecție, pentru că sunt trei etape la teatru. Apoi, la etapa a doua, mi s-a părut mie că nu mi-a ieșit o anumită probă, da. Mima, mimica. Și atunci m-am emoționat și deși eu citesc foarte frumos, următoarea probă era să citești la prima vedere un text. Da. Și eu am invocat faptul că nu văd și am invocat faptul că mi-am uitat acasă ochelarii. Și vreau să vă spun că maestru Finteșteanu, care prezida comisia respectivă, a scos ochelarii domniei sale, care cred că erau așa vreo 10 plus, da. Și a zis, fetiță, încearcă cu ochelarii mei. Am spus, nu văd. Și atunci, maestru Beligan, care era un simplu membru în comisie, asta se întâmpla în 1963, da. Mi-a dat ochelarii domniei sale și am spus, nu văd. Pentru că mă simțeam prost gândindu-mă că o să citesc prost și gândindu-mă că n-are rost. Și atunci am zis plec din examen și da. Au strigat după mine, crede-mă. Regretați că ați făcut lucrul acesta, doamna avocat? Fetițo, nu pleca. Decizia probabil n-a fost cea mai... Da. Și atunci eu m-am gândit, nu, dacă sunt emotivă, și dacă nu pot să trec peste o poveste ca asta, n-am ce să caut, că n-am să fiu o mare actriță. Nu știu dacă a fost destinul sau nu, dar poate maturitatea vârstei nu era poate cea care să... Cred că da. Nu? Și atunci, pentru că era norocul că aceste probe prealabile se dădeau cu 2 săptămâni înaintea celorlalte examene, m-am dus, mi-am luat dosarul de aici și m-am hotărât să dau la drept. Pe de o parte, pentru că mămica mea își dorise teribil, da. Să fie avocat și nu reușise. Deci v-ați gândit în mod special la cei din jurul dumneavoastră, la mamă? Dar nu numai. Da. M-am gândit și la faptul că în calitate de avocat ești pe scenă, exact. Ești pe scândură, așa, este. Așa cum este un actor. Așa și este. Totdeauna, când am pledat, am avut sentimentul acela că sunt ascultată, am băgat de seamă Mihaela, știi și tu, da. Cum e asta. Da. Oamenii acolo în sala de ședință vin cu problemele lor, cu necazurile lor, și stau și fâșie, da, hârtiile, da. Și șoptesc între ei și își mai întreabă avocații ceva. Și când eu începeam să vorbesc, era în liniște. Sală se făcea o liniște mormântală. Da. Da. S-ar fi auzit și o muscă. Și aș vrea să le spun telespectatorilor, doamna avocat, că doamna avocat Cecilia Maran a fost jurist la primăria Buftea între anii 1968-1976, apoi consilier juridic la ICRAL Colentina, sector 2, între anii 1976-1979, exact. Și ați intrat în baroul Călăraș în 1980, unde a stat, da. 4 ani. Vezi cum... Este viața. Este viața. Vorbeam cu unii colegi care au fost la Călăraș înaintea, da. Mea și cărora le-a fost înfiorător de greu să faci naveta zilnic, nu e ușor.
Eu, pentru că mi-am dorit imens să fac avocatură, pentru că am iubit și iubesc această profesie în continuare, pentru mine n-a fost deloc. N-a contat. N-a fost deloc greu. Da. Pentru că aveam acea uriașă satisfacție de a-mi împlini un vis. Dacă n-am putut să fiu actriță și n-am regretat, să știi, niciodată, sunt în continuare cel mai mare iubitor al teatrului. Așa este. Și cam de 3 ori pe săptămână sunt într-o sală de spectacol, fie la teatru, fie la operă, fie la Ateneu. La Ateneu cântați, recitați, știu, unde participați la tot felul de evenimente. Este minunat. Doamna avocat, iată, ați intrat în baroul, așa, trecător, pentru că trebuie să mergem mai departe. Și am stat 4 ani și jumătate. 4 ani, după aceea, în 1984, ați venit în baroul București. Sigur, dar călărașul rămâne prima dragoste, ca să zic important, așa. Da. Pentru că acolo am avut șansa. Pe mine m-a urmărit noroc cu toată viața. Și Dumnezeu, am zis că toată viața m-a ocrotit în mod special. Când m-am prezentat pe 21 ianuarie 80 la barou Călăraș, pe atunci se numea Colegiul de Avocați Călăraș, mă rog, sunt mici schimbări, dar practic e unul și același lucru. Dumnezeu, am avut o șansă teribilă. Un bărbat a venit să facă angajament pentru soția lui arestată și acuzată de un avort urmat de moartea femeii. Fapta era deosebit de gravă. Da, pentru că era incriminat avortul la momentul acela. Aceea, da. Pedepsele erau uriașe, trebuiau date exemple. Da. Acel domn a venit să angajeze un avocat celebru. Erau câțiva avocați celebri, sigur, la barou Călăraș la vremea aceea, în vârstă, cu prestigiu. Unii terminaseră chiar, de exemplu, președintele, decanul baroului, terminase facultatea înainte de război. Avocații din păcate, acei avocați erau deja angajați în cadrul aceluiași proces. Da. Și singurul avocat disponibil eram eu. Vreau să vă spun cu mare mândrie, chiar dacă poate ar trebui să fiu un pic modestă, că am obținut achitarea acelei femei. Incredibil. Care recunoscuse că a încercat inițial niște manevre abortive, dar că le-a încercat târziu, tânăra femeie fiind pe moarte. După un asemenea succes, totul a mers în spietela acord. Și au urmat ani și ani, ați mers pe latură? Am mers multă vreme pe penal. Cât și ani ați mers pe latura penală? Mulți ani. Și penalul a rămas pasiunea mea. Am înțeles. La un moment dat, după Revoluție, am renunțat la penal și am trecut la civil, familie și toate. Am înțeles. Doamna avocat, mergem mai departe. Înainte de a discuta despre pasiunile dumneavoastră, totuși aș vrea să ne mai oprim în zona acestor cărți pe care dumneavoastră le-a scris. Și vreau să vă întreb, de ce ați ales titlul Să trăim cu bucurie? Am ales titlul ăsta gândindu-mă că mă reprezintă cumva. Toată viața m-am bucurat de profesie. Da. Toată viața m-am bucurat de familie, de fiica mea care este și ea avocat. M-am bucurat de teatru, de muzică, de literatură, de dans, de operă, de toate lucrurile astea, de natură. Este minunat să trăiești. E cel mai mare dar pe care ni-l pot face părinții noștri. În afară de asta, sigur că am mai avut și niște necazuri în viață, nu? Ca toată lumea. În primul rând mi-am pierdut părinții. Toți ajungem în situația asta care este extrem de tristă și de derutantă. Cumva te simți fără părinți, te simți ca un copil singur pe lume, indiferent de vârsta pe care o ai.
Dar în afară de asta, la un moment dat, la 45 de ani, am făcut o peritonită, m-am dus la spital în ultima clipă, și am scăpat. Și cea de-a doua încercare a fost că în 2013, în timp ce alergam dintr-un loc în altul, din instanță, cu instanțele, am aflat că am un cancer. Am un cancer de colon în stadiu 3/4. Am fost de asemenea operată de urgență. Vreau să spun că de atunci n-am mai avut nici cea mai mică problemă și pentru că m-ai întrebat, printre altele, de asta am și dat titlul Să trăim cu bucurie. Minunat. Pentru că toți acești medici spuneau despre mine așa: noi am făcut 50% din ceea ce trebuia să facem, dar dumneavoastră ați făcut restul de 50% psihic și cu această dorință extraordinară de viață. Nemaipomenit, doamnă avocat, contează mult să, iată, să ai un spirit și o dorință de viață și să apreciezi și să iubești viața, pentru că cred că trebuie să iubești viața ca să poți să te salvezi. Mă încântă să aflu aceste lucruri, cu siguranță și telespectatorii noștri. Am ținut să spun povestea asta, nu ca să mă plâng, nici o clipă nu m-am întrebat de ce ci de fapt doresc să încurajez oamenii, pentru că aud la televizor și în ziare se scrie, dar mai ales la televizor, că tot mai multă lume se îmbolnăvește de cancer. Da. Și aș dori ca oamenii să înțeleagă că de mult nu mai este o boală incurabilă. Da. Sigur, e greu, e dificil. Doamna avocat, înainte de a vă întreba ce alte repere biografice v-au încununat viața, aș vrea totuși să ne oprim și să faceți un portret al tatălui dumneavoastră, despre care de altfel vorbiți în această carte, Să trăim cu bucurie, dumneavoastră vorbiți. Dar pe scurt aș vrea să-i faceți un portret păi și după aceea și al mamei. Într-un fel, am și spus deja că tata lucra la Casa de Cultură și plăcea teribil această profesie. Scria și texte pentru brigăzile artistice care erau pe vremea aceea la diverse întreprinderi. Făcea teatru în câteva locuri. Am luat și premiul întâi pe țară la teatru de amator. Eu cu tata citeam. Am avut libertatea să citesc orice. Da. Prima mea mare pasiune a fost cititul. Și din momentul în care, hai să spunem, în clasa a doua, am învățat bine să citesc, am început să citesc mult, ce-mi pica sub mână. Dar contează imens modelul familial. Eu citeam până la 1 noaptea, tata citea până la 1 noaptea, iar bunica mea, care era insomniacă, citea toată noaptea. Și atunci, modelul ăsta este de urmat. Este de urmat. Și am citit enorm. Apoi, tot cu bunica mea, am deprins pasiunea pentru teatru. Noi ascultam teatru la microfon pe vremea aceea, era de 2 ori pe săptămână. Și ce lucru important era, ce lucru important și ce mare actori, uriași actori aveam. Deci 7 ani din viața unui om sunt probabil foarte cei care important. Te formează, construiești sigur. Pe acei ani. Ei, cu tata, de exemplu, citeam revista Teatru, care era foarte bună pe vremea aceea, și citeam magazinul Istoric. Și de acolo aflam o mulțime de lucruri extrem de interesante. Doamna avocat, aș vrea să ne oprim acum la fiica dumneavoastră, să ne oprim la Andrada Maran. Iată, nu numai că v-a urmat, pentru că sunteți modelul dumneaei în viață, dar este la fel un avocat cu o carieră la fel de bună și de bogată, și este și poetă. Care este relația dumneavoastră cu fiica? Relația cu fiica a fost una, zic eu, minunată. Da. Sigur că și confirm. Ea la rândul ei a spus același lucru.
eu chiar socot la modul serios că un părinte este obligat ca zilnic cel puțin 2 ore să petreacă alături de copilului. Eu am petrecut mult mai mult pentru că profesia în București mi-a permis. De când era în clasa a doua, a treia, i-am citit și 50 de pagini pe zi. Da. Ce citeam eu, îi citeam și ei. Cred că până la 12 ani, pentru că îmi plăcea Mihail Bulgakov, fiica mea m-a auzit citindu-i de 3 ori Maestru și Margareta. Da. Deci ce citeam eu, auzea și ea. Mai târziu, sigur, că a început să-și citească singură. Dar și acum, dacă e puțin bolnavă, dacă e răcită, mă roagă să-i citesc. Și una din cărțile ei preferate este Ilf și Petrov, 12 scaune, și zice: mama, tu citești așa frumos. Am dus-o pe fiica mea de la 6 ani și jumătate la operă, la teatru, la ateneu. A mers obligatoriu, oricât aș fi fost de obosită, de 3 ori pe săptămână împreună la aceste spectacole. Eu socot că un copil are nevoie de o îndrumare și de un... Nu da. Se poate așa, ne ducem la 25 de ani prima oară la un concert da. Simfonic, da. Că s-ar putea să ne plictisim și să nu mai mergem altă dată. Da. Surprinzător, e prima care a scris, da. A fost fiica mea care a început să scrie poezie la 14 ani. Da. Cu alte cuvinte, cel care s-a molipsit de scris am fost eu de la fiica mea. Incredibil. Și apoi și da. Soțul ei, Tudor Ciobotaru, s-a molipsit de la ea și a început să scrie și chiar cu succes da. Și el poezie. Admirabil, doamna avocat. Din păcate nu scrie destul de mult atât cât aș dori timp, eu. Pentru că este și avocat, să nu uităm, e, are dosare, sigur. Deci nu le poate face chiar așa, dar în orice caz, faptul că deja s-a remarcat în această arie a scriitorilor și a zona aceasta culturală este semnificativ. Iar prezența dumneavoastră continuă în viața fiicei dumneavoastră, încă de mică fiind, și iată și astăzi, cred că este cel mai semnificativ și cel mai important lucru din viața unui om. Sigur, nu? Că da. Telespectatorii care vă urmăresc acum, iată o lecție autentică despre viață, doamna avocat, asta ați făcut dumneavoastră astăzi, iar fiica dumneavoastră, Andrada Marad, care v-a dedicat un volum de poezii, care v-a scris poezii pentru dumneavoastră, mergeți împreună la toate evenimentele acestea la care participați, că chiar și în afară de spectacole, în afară de spectacole, eu, fiica mea și ginele meu participăm la 2 cenacluri. Așa. Cenaclul de urgență, condus de Daniela Toma, și încă unul, condus de Mihai Hafia Traista. Ce se întâmplă acolo? Daniela Toma este profesor, filolog, da. Scrie poezie extrem de avansată, să da. Zicem așa, și la ea și din coace la Mihai Hafia Traista, care conduce un alt cenaclu. El este poet, dramaturg, scriitor. Iată, om ce oameni de cultură avem în România. Da. Aici mergem, citim din ce scriem noi, facem critică literară unul altuia, se citește poezie, se cântă. Iată câtă educație, câtă cultură în țara noastră și de multe ori nu vorbim despre lucrurile acestea, doamna avocat. Mă tem că vorbim numai despre lucrurile rele și nu vorbim destul și ce oameni de cultură și despre lucrurile bune. Da. Recunosc că v-am ascultat recitând poezie, v-am ascultat cântând la un nivel destul de avansat. Nu întâmplător, iată, viața mai voastră. Când la aceste cenacuri. Da, mai când minunat. La aceste cenacuri. Spuneți-mi, doamna avocat, astăzi ce faceți în mod curent? Dumneavoastră, știu că sunteți un avocat pensionar, dar totuși mergeți mai departe cu... De la 1 ianuarie 2020 m-am pensionat. Da. Nota bene, aveam 75 de ani
și aproape 52 de ani de profesie. Iată. Și am socotit cultură juridică bogată. Poate ar fi bine să ne retragem în glorie, cum se spunea. Da, dar nu v-ați retras, pentru că dumneavoastră sunteți încă pe poziție, adică sigur, alături de fica dumneavoastră. Sigur, dar îmi lipsește instanța, oratoria bară. De la bară. Îmi lipsește. Da, știu. Doamna avocată, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte și despre cartea Cădere în infinit, pentru că aici sunt mulți autori, da, dar printre care fica dumneavoastră Andrada Ingrid Maran și Tudor Ciobotaru, da, este ginerele dumneavoastră și dumneavoastră. Și eu. Ce ne puteți spune? Eu am publicat în 5 asemenea antologii. Da. Ele sunt culese, selectate de profesor Daniela Toma, prietena mea, o fată care ea însă scrie minunat, și ne-a oferit șansa ca să apărem toți trei aici și alți vreo 20-30 da, de scriitori care frecventăm acest cenaclu. Să ne povestiți, doamna avocat, cum era avocatura de altă dată? Este clar că vom vorbi puțin și despre calitatea definitorie a vieții dumneavoastră, atât de avocat cât și de scriitoare, și bineînțeles la final vreau să recitați o poezie a fiicei dumneavoastră chiar din acest volum, Cădere în infinit. Acum, cum era avocatura de altă dată? Depinde la care perioadă te referi. Pentru că eu știu să-ți povestesc, dar nu avem timpul necesar. Știu. Cum să făcea avocatură, știu de la colegii mei de la Călăraș, care au făcut avocatură înainte de 45. Cu privire la avocatura din statul socialist, eu am o foarte bună părere, da, despre modul cum se făcea avocatură. În primul rând, se intra, cum spuneam, în urma unui concurs, da, teribil de dificil. În 79 am fost 900 de candidați pe 30 de locuri afișate, nu exista loc în București sau Ploiești, da, și nu am putut să luăm decât 12 înși acest concurs. Se dădea scris și oral 7 materii și intrai într-o singură zi la 7 comisii. Da. Deci foarte greu. Astăzi, care dă consecință, oamenii erau bine pregătiți. Da. Bine pregătiți erau și avocații din perioada interbelică. Știți foarte bine, absolut, mai că a fost absolut. Depurarea nu lor intra și ce s-a întâmplat fluierând, da, cum s-a intrat după 89. Adică cine a dorit după 89 a făcut o cerere și a intrat într-un barou. Oamenii erau cu adevărat bine pregătiți, își doriseră Mihaela Dragă cu abnegație să facă această profesie, pentru că eu plecam, de exemplu, din București și pentru că mi-am dorit avocatură, am riscat și am plecat în provincie. Dar, pentru că se uită la noi și tineri care pot să meargă către facultatea de drept, chiar și avocații care sunt în activitate, vreau să ne spuneți dumneavoastră, omul, profesionistul, avocata de mare valoare din România, Cecilia Maran, de ce calități mărețe ai nevoie ca să fii un bun avocat? În primul rând să-ți dorești să fii asta. Da. Eu socotesc că este esențial ca fiecare tânăr să se gândească foarte bine ce profesie și-ar dori să facă. Da. Pentru că această profesie să nu conteze pentru el doar din punct de vedere financiar, că trebuie sigur să ne câștigăm, da, subzistența. Așa e, a doua calitate. Dar să faci profesia cu bucurie, cu plăcere, cu dedicație, cu sentimentul că ești o părticică din rotița aia, exact, da, care contribuie, da, social la ceea ce face și prin ceea ce face. A doua calitate. În afară de asta, multă muncă,
foarte multă muncă. Din păcate, mai sunt și colegi care nu prea citesc. Mai sunt. Deci îți trebuie știință de carte. Să fie a doua calitate sau prima? Cred că a doua. Cred că a doua. Pentru că dacă îți place foarte tare atunci, profesia, atunci înveți, o să-ți fie rușine. Și a treia calitate care ar fi? Așa, în opinia dumneavoastră, pe o viață de profesională, de excelență. A treia calitate, cred că trebuie să fie onestitatea cu clientul. Ce frumos! Onestitatea cu clientul. Ne spuneau nouă niște maestrii sacri ai avocaturii românești. Copii! Da, fiind când atunci. Când eram tineri. Da. Nu cumva să îndrăzniți vreodată să-i spuneți clientului: vai, te scap eu de pușcărie, n-are importanță că ești vinovat, că nici măcar în civil nu e permis. Nu e permis nici măcar la o pensie alimentară sau un divorț care sunt previzibile. Și acolo se poate întâmpla ceva. Trebuie să-i spui clientului onest: domnule, eu am să fac tot ce-mi stă în putință ca dumneata să câștigi procesul, și eu așa le și spuneam, și din momentul în care te-am acceptat, doleanțele dumitale și procesul dumitale e ca și cum ar fi procesul meu. Așa este. Dar niciodată, niciodată nu am promis o soluție favorabilă. Șansa și Dumnezeu a vrut ca soluțiile mele să fie în general favorabile. Bune. Deci vă iubește Dumnezeu ca de fiecare dată. Câte un proces pe la 7 ani odată. Doamna avocat, care este calitatea definitorie a avocatului Cecilia Maran, dar și a omului și, iată, scriitorului Cecilia Maran? Cred că acest mod de a privi jumătatea plină a paharului în permanență, a mi-asuma viața așa cum este, cu bune și uneori și cu rele, și a trăi cu bucurie fiecare zi pe care mi-a lăsat-o Dumnezeu. Și pentru asta, doamna avocat, vă invit să ne recitați o poezie. Și pentru că tot am vorbit de Câmpul Lung, oraș pe ne care îl iubim foarte tare, la rădăcini, poezia este scrisă de fica dumneavoastră. Da, poezia este scrisă de fica mea, se numește Orașul lui Negru Vodă, și o să citesc doar un fragment. Vă rog. În Câmpul Lung nu s-a schimbat nimic. Casele interbelice îmbătrânesc pe bulevardul Pardon. Pălăriile lui Măgeanu au adormit în vitrină. Mușatescu își salută cunoștințele în grădina publică. Topârceanu se plictisește în locuința sa de vară de la țar, și Barbu o întâlnește pe Lapona Enigel într-o climă neprielnică. Da, iată un motiv întemeiat să citim mult mai multe poezii din cartea dumneavoastră. Da. Vă mulțumesc mult că ați fost astăzi în emisiunea noastră. Este o bucurie să fiți alături de noi și, așa cum am spus și în emisiune, sunteți un model pentru mine și cu siguranță și pentru telespectatorii noștri care ne-au urmărit. Îți mulțumesc mult! Mi-ai făcut o mare bucurie! Mare bucurie, pentru că ne vedem a treia oară într-un asemenea context de emisiune. Și sper că poate și altă dată ne vom mai vedea, și până atunci un îndemn să trăim cu bucurie. Da, iar eu le mulțumesc telespectatorilor noștri pentru că le-au urmărit și astăzi și vă invit, dragi telespectatori, să ne urmăriți și sâmbăta viitoare într-o altă ediție aici la TVR Cultural de la ora 16. Numai bine vă doresc! La revedere!